Cred că ajunge pe lângă ea. Ia. Ajungem. Ce fel se aude. Tati, trebuie neapărat să spun ceva. Ce, tati, ce s-a întâmplat? Colegii mei au zis că au văzut-o pe Siren Head. Poftim? Pe Siren Head? Da, pe Siren Head. Da. Unde? La mașina Iașului, în pădure. Și vrei să mergi să o căutăm și noi? Eu sunt foarte curios să văd cum arată. Și eu, hai. Mergem. Da, hai să luăm și pe mama, luăm și pe Udinet la grădiniță și mergem să o căutăm pe Siren Head. Voi, dacă vreți să o vedeți pe Siren Head, lăsați-ne un comentariu. Hai să o căutăm. O așteptăm pe mama și imediat plecăm. Mergem să o căutăm pe Siren Head. Suntem foarte curioși. Uite, vine mami. Hai, mama, hai, dar abia aștept să-i spun și lui mami. Să văd ce părere o să aibă. Salut, mama! Ei, ce faceți? Deci, fii atentă, că vrem să mergem să o căutăm pe Siren Head. Siren Head? Da, pentru că Erica m-a nebunit de o vreme încoace. Îmi tot povestește într-una despre Siren Head, cum că ar fi undeva pe aici, pe la marginea pădurii. Și acum i-au zis și colegii de la școală deci că au văzut-o pe Siren Head la marginea pădurii. Eu nu pot să cred că iar ați început pe Siren Head. Eu le-am spus că nu există, dar totuși Erica insistă. Da, Siren Head există. Dar eu n-am văzut niciodată Siren Head. Da, eu nu pot să cred că există Siren Head. Mai mult decât atât, nu pot să cred că există Siren Head în pădure. Dar dacă vreți, putem să mergem să o căutăm pe Siren Head, să vă demonstrez că nu există. Da, chiar vom merge să o căutăm, pentru că am început să intru și eu așa în povestea asta și mă simt exact ca un fel de vânător din ăsta de fantome, doar că fantomele le înlocuim cu Siren Head-ul și sunt curios să văd dacă găsim ceva, mai ales că toți copiii vorbesc că, măi, Siren Head e la marginea pădurii. Haide să vedem dacă există, iar voi scrieți-ne în mesaje ce părere aveți despre acest Siren Head. Există? Nu există? Credeți că îl vom găsi sau nu? Nu știu, scrieți-ne în comentarii. Hai să mergem odată! Deci nu pot să cred, ne apropiem de pădure. Unde o fi? Nu are cum să se vadă de aici. Noi încă suntem pe șosea. Trebuie să mergem mai încolo, să înaintăm spre marginea pădurii. Poate o găsim, dar eu nu cred. Și am intrat pe strada care duce în mijlocul pădurii. Mă uit pe aici. Uite, mai sunt două mașini în față. Dar nu cred să existe aici așa ceva. Să fie Siren Head? Nu cred. O fi pe acolo, pe sus, oare, printre copaci? Voi vedeți ceva? Erica, tu vezi ceva pe acolo? Ia, acolo nu e nimic. Nici acolo nu este. Măi, eu nu găsesc nimic, nu văd absolut nimic. Încetați cu toată nebunia asta, nu există Siren Head. Ce se aude? Voi auziți? Ce... Cred că ajungem lângă ea. Ia. Ajungem. Ce fel se aude. Au, ce se aude? Ați auzit asta? Ce faceți? Să o vedeți undeva? Nu, o vezi undeva? Nu. Uitați-vă bine după ea. Încolo. Pe unde? Pe aici mergem? Hai, fiți atenți. Parcă văd ceva acolo în față. Uite acolo, în partea aia. Ia, acolo. Vezi ceva? Nu. Hai, veniți. Era doar copacul ăsta rupt aici. Ce m-a speriat. Unde? Pe unde? Deci este pentru prima dată când am plecat în căutarea unui, așa zis, extraterestru. Păi nu știu, așa am înțeles că Siren Head o fie extraterestru ceva. Wow. Unde? Îl vezi? Salut, că se aude din nou. Iar a început, e în zonă. Să se mă aproape de el. Ce facem acum? Nu știu. Băi, ce sunet. Unde o fi? Ce ne facem?
Ce ne facem? Eu nu văd nimic de aici, de la nivelul pământului. Am putea să ne ridicăm un pic mai sus. Eu, din câte știu, Siren Head e foarte mare, nu-i așa? Da, este foarte uriașă. Păi dacă este atât de mare, cum spuneți voi, ar trebui să o putem vedea deasupra copacilor. Și cum facem? Că eu nu văd nimic de aici. Am o idee. Mă duc la mașină să iau drona. Am drona și cred că o putem urmări așa. Hai! Haideți că am adus drona și să vedem acum. Deci nu pot să cred că suntem pe cale să o vedem pe Siren Head în pădure. Nu pot să cred. Adică eu știu că Siren Head nu există, dar totuși inexplicabile aceste sunete care efectiv ne-au dereglat urechile. Foarte bine, tate, abia aștept să vină, pentru că astfel o vom putea vedea și noi de aproape. Sper să... Cum o să o faci aici? Da, sper doar să o putem prinde direct cu drona. Să prindem drona. Da, așa. Hai că sunt curios. Tata, și dacă Siren Head o să dea peste drona, ce o să facem? Eu sper să nu se întâmple chestia asta, important este să o prindem în filmare. Hai mă, deschide-te odată! Hai! O fi oare din cauza undelor pe care le transmite zgomotului? Habar n-am ce cauză. Ah. Fetelor, drona este pregătită. Hai să ne încercăm norocul. Hai. Sunteți pregătiți? Ce ai auzit, tati? Nu, cred că a fost o mașină de data asta. Că ar fi trebuit să ne doară urechile dacă era de la Siren Head. Nu? Nu e așa? Cum? Cred că amez, așa. Și s-a auzit. Posibil, nu știu. Ia, hai să vedem. Ia. Așa. Sunt foarte curios să văd ce se întâmplă. Deci avem aici strada. Vedeți? Da. Se duce încolo o mașină și dacă ne învârtim așa un pic, se vede ceva aici în zonă? Da! Nu-i nimic acolo. Ar trebui oare să o ridic mai sus? Da, de acolo la pădure, că acolo este Siren Head. O dăm imediat. Ideea este că vreau să verificăm tot de jur împrejur, să fim siguri că n-am ratat-o. Bine. Uite, parcă se vede... Parcă acolo, vedeți ceva acolo? Unde? Uite acolo, la blocuri. Dar nu cred că se duce acolo unde sunt blocuri. Ea, nu. Din ce am auzit, stă în pădure. Da, deci aici, clar, nu, sunt blocurile, n-are sens să mai continuăm aici. Să mă învârt un pic. Uite acolo, uite, parcă aici văd ceva mișcare. Vedeți? Da. Vedeți? Ia să ridic un pic drona, să o duc mai aproape. Acolo? Oh! Am pierdut semnalul! Ce? Nu, Siren Head! Deci nu! Să nu se prăbușească, unde e? Nu. E Siren Head! Ia cu antenele ei mari, a buriat semnalul de la dronă! Da, pe ce ne facem? Trei antene, hey! Foarte mari! Ia, stai că revine! Revine și... Mamă! Cât este de mare! Deci nu pot să cred! Doamne! Voi o vedeți pe Siren? Mama, vino să vezi, mama. Ia, dă să văd și eu. Uite, mami, uite aici. Siren Head există? Mama, eu nu cred că este chiar reală. Nu știu de ce, dar mie îmi lasă impresia că e mai mult. O fi oare o
o imagine proiectată, să fie o cineva care proiectează acolo așa ceva, că eu totuși cred că Siren Head nu există, cu toate că noi o vedem aici, dar de aia nu cred că există. Încerc să mă duc mai aproape de ea. Și du-te în ea. Ce s-a întâmplat? Hei, ia, am pierdut semnalul. Wow, stai! Ce se întâmplă? Drona este cu fața spre noi acum. Ia uite, uite, drona ne-a găsit pe noi acum. Dar unde a dispărut Siren totuși? Da. Ia, stai, ce se întâmplă aici? Probabil că o fi o imagine proiectată. Așa zic și eu, totuși cineva cred că se joacă cu noi și proiectează imaginea aia. Nu cred că există Siren Head. Da. De ce? Se poate că colegii mei... Au fost puțin păcăliți. Așa zic și eu, că ei au fost totuși păcăliți, că n-are cum Siren Head să existe. Dar totuși hai să mai verificăm o dată pe cameră, să vedem dacă chiar mai e acolo, în acel loc. Ia. Uite, o ducem înapoi acolo sus. Și, băi, nu este, uite, nu mai este acolo. Băi, mai e plectată. Cu sigură. Opa, ce acolo? A, e biserica, e turnul bisericii acolo. A, ce m-am speriat. Deci e turnul bisericii, uitați acolo sus. Ăla este turnul bisericii. Da. Ia mai uite. Mă uit soarele. Dar nu, chiar nu. Nu există. Ei. Iar... De ce se tot pierde semnalul? Probabil că legat. S-a prăbușit. Unde e drona? Deci nu cred așa ceva, nu cred și... Era nouă! Hai să o căutăm, tata! Bineînțeles că merge să o căutăm ieri, dar mie încă nu vine să cred cât de naiv am fost să vin să caut Siren Head în pădure, adică nu înțeleg ce a fost în mintea mea. Uite și am pierdut și drona din ca... Stai așa și a revenit imaginea. Ce să înțeleg eu de aici? Avem harta, nu este la... distanță chiar foarte mare, deci e aici undeva. Noi suntem aici și trebuie să ajungem aici. Hai să mergem tot înainte. Hai să o luăm la pas și să căutăm drona. Hai să mergem mai repede să căutăm drona, pentru că deja se întunecă și s-ar putea să rămânem și fără dronă și să nu o găsim nici pe Siren Head. Aia oricum nu există. V-ați păcălit. E doar o imagine proiectată. Hai, dă mâna la mine. Oare unde o fi drona aia? Mama, eu cred că căutăm acolo în casul cu fân. Fân sau fără fân, noi trebuie să căutăm mapul ăla, adică drona, așa că hai mai repede. Tati, când am văzut-o? Unde ai văzut-o, tati? Acolo, dar nu este. Eu nu văd nimic aici, Codrin, hai să mai mergem un pic, hai acolo după, poate e acolo în partea aia, hai tati. Să vedem pe aici, nu o fi? Uită-te bine! Mă uit! Eu nu văd nimic, tu vezi ceva? Nu, eu nu văd absolut nimic! Oare tata a avut mai mult noroc decât noi? Cred că da! Aici nu? Mama, nu cred că o vezi. Trebuie să o găsim. Uite, ce e acolo? Ia să văd. Uite acolo, mama. Unde vezi? Uite, luminează. Dar chiar așa. E drona ta. Hai să-l chemăm pe tata. Tata. Dacă nu o s-o mai găsim. Tata. Ne strigă fetele. Hai să vedem de ce ne strigă. Hai, ia să vedem. Da. Da, ce s-a întâmplat? Ați găsit-o pe Siren Head? Nu, am găsit drona! E în copac și nu putem să o luăm. Avem nevoie de ajutorul tău. Aici tocmai a ajuns. Eu o căutam pe jos și, sincer, harta mi-arăta că era în partea cealaltă. Cred că a dat o mică eroare. Cum să ajung eu la... Ia!
E uscat, se rupe în buțele, nu pot așa. Tati, eu pot să te ajut eu. Pot să te ajut eu. Cum, tati, cum să mă ajungi tu? Să te ridic? Ai dreptate. Stai. Hai. Încet. Ai poți? Ai grijă. Ai reușit? Da. Yeah, am recuperat. Dar nu s-a stricat? Tati, nu știu, văd că clipocește becul ăsta așa cam ciudat, dar s-a ar trebui să vedem înregistrările, să vedem ce s-a întâmplat cu drona. S-a stricat. Nu cred că s-a stricat, trebuie verificată. Văd că bateria mai are un pic. Ar trebui să mergem acasă și să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Ce zici? Mergem? Bun, hai să mergem acasă. Hai să mergem acasă. Fetelor, eu cred că, de fapt, din toată aventura asta noastră, am rămas doar cu o plimbare în natură. O plimbare în natură, da. Și cu gândul că am fost pentru... Ce s-a întâmplat? De ce a rămas? Tată, nu ne mai panica, bagă cheia. Ce m-a speriat. Da, ai dreptate. S-a închis lumina la mașină și nu știam, credeam că iarăși a venit Sirenhead, dar nu, dar da. nu există. Până la urmă, se pare că doar ne-am jucat un pic de-a vânătorii de Sirenhead și atât. Pentru că n-am găsit-o. Dacă n-am găsit-o, și n-am găsit-o. Dronă. Da, și vânătorii de dronă, că na, asta este. Dacă am pierdut-o, am pierdut-o, ce să facem? Dar am găsit-o. Asta este important, că am găsit-o. Iar vouă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare like, să vă abonați. Pa, pa! Cred că s-a rândit, dați pentru lună, așa. A plăcut și așa. Pa!